Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, alături de voluntari, au împărțit astăzi pliante informative în mai multe puncte aglomerate din cele două municipii. Tot acolo, aceștia le-au prezentat celor interesați și tehnica de intervenții la misiunile de salvare. Cei mai interesați de munca salvatorilor s-au dovedit a fi elevii. Astfel de activități sunt necesare pentru tineri din ziua de azi, pentru că singura chestie pe care o facem este să stăm pe telefoane, să ne pierdem timpul ușor. Ce ți s-a părut interesant din ceea ce ți-au explicat pompierii? Foarte interesant mi s-a părut toată munca lor, este o muncă extrem de mare, mai ales tuburile de oxigen pe care le cară, scafandrii, e foarte greu. Am cărat eu unul și e ceva de nedescris, mai ales că o fac cu atât devotament și cu zâmbet pe față, mi se pare... Din ce am văzut, cel mai interesant mi se par cursurile de prim ajutor, pentru că ne ajută și în viața de zi cu zi, doar cu toate acestea este foarte greu și este nevoie de foarte multă tărie, pentru că sunt tot felul de cazuri. Te-ai vedea făcând munca pompierilor? Pompierilor nu, dar în schimb pe smurt, da. Îmi place foarte mult ce fac domnii aceștia și mi-aș dori ca pe viitor să-l previn și pe copilul meu sau copiii mei să... vadă cum este, să știe ce înseamnă un incendiu și să aibă grijă. Salvatorii olteni au organizat cu ocazia Zilei Informării Preventive o serie de activități reunite sub sloganul Preveniți Ghinionul. Acestea s-au desfășurat atât la nivelul celor două municipii, cât și al unor localități din mediul rural. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului Olt desfășoară o serie de evenimente dedicate Zilei Informării Preventive. Ziua Informării Preventive se desfășoară din anul 2011, iar în cadrul acestui eveniment sunt diseminate informații preventive către populație. În acest context am organizat puncte de informare atât în Caracal cât și în Slatina, cât și lecții deschise la Șerbănești, Vulturești și Ștefan cel Mare. În cadrul acestor puncte de informare am împărțit pliante din cadrul campaniilor foc și risc, iar s-a pus accentul și pe prevenirea incendiilor în sezonul rece. La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului Olt, precum și în subunitățile din Caracal și Scornicești, s-au desfășurat ziua porților deschise, unde cetățenii au putut vizualiza tehnica de intervenție folosită de echipajele care intervin la diferite acțiuni de salvare. Activitățile care au avut ca scop prevenirea unor situații de urgență au debutat la ora 9:30 și s-au întins pe parcursul întregii zile. Cu ocazia acestor activități, populația a putut vedea și o parte din tehnica de intervenție a salvatorilor în cazul unor situații de urgență.